Cele două echipe se întâlnesc astăzi în premieră într-un meci din cadrul diviziei naționale. Și este gata să dea start cei de-a patrulea meci al etapei cu numărul 6. Și acum capitanul Bugaiov. O minge nu chiar bună pentru captainul acesta, a reușit în cele de urmă să stăpânească mingea. Acum un balon aruncat în față. Maniakova este primul, ar putea să șuteze acolo. Bugaiov o face acum. Și primul șut pe spațiul porții. Trei jucători în zidul celor de la FC Florei șutează. Suvorov, periculos, boxează, însă Liharev. De această dată Suvorov preferă să centreze, iese și boxează. Liharev acum un șut de la distanța lui Mociuleac. A avut noroc Liharev la această fază. Este demarcat pe stânga Mociuleac, însă nu este de văzut de coechipere. Acum Suvorov foarte bine până la Rinat Mociuleac, intră în careu acesta și gol! Se deschide scorul în confruntarea dintre Sfântul Gheorghe și FC Florești. Vă spuneam despre faptul că Mociuleac a fost lăsat singurel în banda stângă și văzut foarte bine de Suvorov, care își trece o pasă de gol în meciul de astăzi. Revedeți și dumneavoastră această fază. Focșa combină cu Stână, lasă foarte bine pentru Focșa. Din nou Stână intră în care urmează centrarea. Volkov în fața golului, 2-0 pentru Sfântul Gheorghe. A avut de îndeplinit o simplă formalitate atacantul belorus Roman Volkov. O centrare foarte bună, însă nu am reușit să văd cine a făcut acea centrare. 2-0 din minutul 30, deci. Înaintează cu mingea la picior captainul. În cele de urmă nevoit să paseze în lateral. Urmează o centrare spre care o advers, Calac este liber acolo. Urmează recentrarea pe Icol. Maniakov aproape de a reduce din diferență. Și acum Bugaiov luftează. Dublă ocazie, practic, pentru cei de la FC Florești. Nouă minge în lateral, care îl găsește pe Rinat Mociuleac. Insistă Mociuleac, trece de Calac, șutează ucraineanul, însă mingea trece foarte aproape de poarta lui Liharev. Mingea ajunge la Suvorov, inteligent, combina acesta cu Slivka, mai departe, în lateral, la Rinat Mociuleac. Urmează centrarea acolo, Volkov, și să vedem, Plămădeală șutează, reține Liharev. Plămădeală din nou remarcat, Rinat Mociuleac în laterală, preferă o minge în față, acolo nu este Roman Volkov, în duel cu Arabagi, insistă Volkov, Stână acum șutează, respinge Liharev, însă pericolul nu este îndepărtat. Noi trecem în revistă o nouă oportunitate de gol pentru Sfântul Gheorghe în acest minut 43. O nouă minge înălțată de Arabagi. Maniakov lasă în spate, Bugaiov șutează, respinge acolo, însă Nicolae Cibotar. Și în aceste clipe, centralul Alexandru Stefciuc pune punct primei reprize. Cei de la FC Florești, Ștefu este pe banda stângă, el are față în față pe Bondarenco, înaintează Ștefu, pasă în centru. Calac a putut, nu, Semiru a fost cel care a putut trimite direct spre poartă. Sfântul Gheorghe acumulează 15 puncte, este la o lungime în spatele ocupantii locului secund Petru Cup, pe care o va întâlni într-un meci direct etapa viitoare la Hâncești. Și este la 3 puncte în spatele liderului Șerif de partea cealaltă. În acest moment, centralul Alexandru Stefciuc pune punct meciului de astăzi. Deci o nouă victorie pentru echipa lui Serghei Cebota.